Astăzi, medicul Flavia Groșan, supranumită de presă doctorița minune, este față în față cu acuzatorii săi. Cine are dreptate? Este schema sa de tratament soluția pentru COVID sau este periculos? E corect să tratezi pacienții acasă sau în spital? De la 21, marea confruntare, cine câștigă? Doctorița minune sau contestatarii săi? Plus, minunile există. O studentă la medicină, fică de preot, și-a revenit spectaculos după 23 de zile de comă profundă, când nimeni nu-i dădea nicio șansă. Care este explicația? Astăzi, de la 21 la Sinteza Zilei, cu Mihai Gâdea, doar aici, la Antena 3.